Cel mai negru scenariu pentru acest final de sezon pentru Universitatea s-a adeverit. Gruparea din Bănie a ratat și titlul de campioană și Cupa României. Sezonul a terminat pe locul 3, poziție care îi duce pe la o meci de baraj contra formației Fece Botoșani, miza fiind participarea în cupele europene. Conștient că nu mai poate rata și acest obiectiv pentru a-și păstra postul de antrenor, Reghe va amenaja mai mulți jucători în partida cu farul, una lipsită de miză. Cei de la farul cu siguranță vor veni să joace pentru că au un interes în a câștiga locul 4. Deci va fi un meci deschis, un meci frumos, unde noi vom alcătui o echipă competitivă și sper eu o echipă care să poată câștiga toate cele trei puncte. Sunt câțiva jucători cu probleme mici. Avem și câțiva jucători care au acuzat după meciul de la CFR anumite accidentări cred eu că ne descurcăm. Cred că o să fie un meci destul de frumos, având în vedere că farul practică un fotbal ofensiv și noi la fel, va fi un meci plăcut, plăcut, publicului. Meciul dintre Universitatea și Farul se va disputa în această seară de la ora 20.30 pe stadionul Ion Blemenco. Fix peste o săptămână, de la aceeași oră și pe aceeași arenă, alba-albaștrii vor juca barajul cu fece botoșani.